și bătălie că mi-a rămas cu credeți? Se mai citește în era digitală? Da, se citește, doar că altfel se citește și cred eu că oamenii nu au acest discernământ să identifice sursele credibile de informație și din păcate asta totuși necesită o muncă intelectuală mai complicată. Moldovenii citesc scritori autohtoni? Nu prea, din păcate, cel puțin dacă luăm în considerație tirajul. De obicei, un tiraj, din câte îmi spuneau editorii, e la 600-700 de exemplare maxim. Sunt vândut în 2-3 ani. Deci, cam puțin, aș spune eu. Dar e o problemă și în general în spațiul românesc, dacă ne uităm la datele Eurostatului. Dar, într-adevăr, se citește puțin. Cred că trebuie să mizăm tot mai mult pe carte, pentru că cartea, lectura, cultura asigură ascensiunea unui popor, vizibilitatea acestuia pe scara internațională. Un popor care citește, care este apropiat de carte, neapărat produce oameni de valoare, oameni care să asigure bunăstarea și prosperitatea poporului. Fiind întrebat dacă se mai citesc cărțile în această eră, da, se citesc. Se citesc și la noi în țară, se citesc. Eu, aflându-mă în Spania, chiar primim literatura și arta, care o transmitem de mână în mână. Asta și e un păcat, domnule, să fie în atâta literatură, să face bun, atâtea, în primul rând, lecții ale vieții se dă în literatură, în toată literatura, care noi nu le observăm, noi așa, mai bine un film. Băi, opriți-vă, citiți. Citiți că veți fi, cine știe, cartea are 4 ori. De ce vă este dragă cartea? Pentru mine, de exemplu, este unul din lucrurile de care nu aș putea să renunț sau să refuz la ei. Asta sunt cartea, prietenii și un vin bun. Pentru că îmi place. Îmi place să citesc, în primul rând, îmi place să-mi umplu timpul liber cu cititul și pentru că te dezvoltă, în primul rând. Sunteți dispus să investiți în cărți? Depinde de bugetul pe care îl am. Eu, în mare parte, încerc să mă pricopsesc cu câte minim 3-4 cărți pe lună. Ce le-ați sugera celor care nu iubesc lectura? Să încerce, să încerce cel puțin, să-și găsească niște cărți care să le înceapă să le cultive dragostea față de carte. Eu le-aș propune, de exemplu, să înceapă cu poveștile, cu un același Dumas sau un Jules Verne și treptat să o ia mai încet, încet și să descopere și multe alte cărți.